Președintele Comisiei Speciale pentru Legile Justiției, Flonin Iordache, a susținut astăzi ideea emiterei unei ordonanțe de urgență a Guvernului pentru modificarea legilor justiției în concordanță cu observațiile Comisiei de la Veneția. Aceste noi schimbări ar urma să fie făcute în urma unor consultări mai largi. Am decis ca săptămâna viitoare să invit colegii din Comisia Specială, Asociațiile Profesionale, Ministerul Justiției, Parchetul General, CSM, dacă sunt anumite observații pornind de la observațiile Comisiei de la Veneția, să putem pune printr-o ordonanță de urgență la dispoziția Ministerului Justiției text de lege pentru corel. A afirmat Florin Iordache. Parlamentarul PSD a salutat faptul că toate cele trei legi de modificare a legilor privind funcționarea justiției au trecut de filtrul Curții Constituționale. CCR a respins astăzi sesizarea președintelui Claus Iohannis, vizând modificarea legii 303 din 2004 privind statutul magistraților, urmând ca șeful statului să promulge actul normativ.